Acest program vă este oferit de Superbet. Bine ați venit la noua ediție de Bada Banu. Mihai Mironică și Radu Buzeanu vă prezintă această nouă ediție în care iarăși ne ciondănim pe subiectele importante fotbalul nostru și nu numai de pe aici. Poate ajungem undeva și prin Argentina, că am auzit că s-a comercializat către domnul Lionel Messi un grătar de 650.000 de parai. Dar până atunci să discutăm un pic de ce ne arde mai mult pe noi aici, apropo de ars grătare și așa. Bună ziua, bună seara, în primul rând. Știi cum zic jucătorii și cum ne place nouă să remarcăm faptul că zic acești jucători, tot timpul înainte să intre în dialog zic bună ziua, în primul rând. Bună seara, de fapt, că meciurile sunt în nocturnă și dau senzația în felul ăsta că reporterul este prost, nu e educat, nu știu, e ceva ce nu trebuie să fie. În nocturnă a fost și meciul acesta pe care l-a pierdut Oțelul în compania lui Dinamo, da. Și Dorinel Munteanu s-a ales din nou cu un episod din acesta mai puțin înainte să intrăm la Dorinel Munteanu, te contrazic. Și vreau să ți aduci aminte că trebuie să le cer scuze, uite, acolo sunt suporterii lui Dinamo, unde care e camera ta? Mihai, poți să te uiți așa, în cameră? Da. Să le cer scuze pentru dialogul petrecut de episodul trecut, când nuanțai și spuneai că e posibil să fi fost blat cu farul, că dintr-o dată Dinamo obține un rezultat bun, nescontat și până la urmă, cum, Doamne iartă, s-a întâmplat asta? Nu. Acolo sunt, nu cu mine vorbești cu suporterii lui Dinamo, cerele scuze. Nu am mers atât de departe încât să spun. Am spus ai doar nuanțat, că, ai spus că e posibil. Sunt niște detalii, da. Pentru că așa e dinamica în fotbalul nostru. Dinamomica în fotbalul nostru. Noi și în anii 90 și la început de an 2000, că eu am fost pe aici în presă și în acele vremuri, și deci tot așa, ziceam... Un ghiont care, eu eram aici. Și noi spuneam de pe atunci că multe dintre meciuri erau blat, inclusiv de ale lui Dinamo. Și de asemenea ni se spunea de atunci că nu exista niciun blat. Și vine, asta este dinamica, trec 10-15 ani și apoi se povestește relaxat despre acele blaturi, despre care atunci se spunea că nu există. Da. Așa și acum, suntem în 2024, deci avem al 2040 favorabil vor fi și... emisiunile în care noi ne vom uita atunci din fotoliu și vom, ne uităm vom asculta de pe aceleași scaune de pe care eram și data trecută, ne uităm la oameni și le spunem în felul următor: domnule, Dinamo joacă foarte bine. Deci practic se confirmă un joc bun al lui Dinamo. Eu spuneam încă de pe atunci, domnule, dar aș vrea să-ți aduc aminte că nu este doar teoria mea asta că cu Dinamo s-ar întâmpla niște lucruri. Da. Pentru că l-am văzut pe capitanul lui Paul Iași, sau unul dintre cei mai importanti jucători de la Paul Iași, declarând după partida pe care a jucat-o în această etapă și în care un jucător de la adversar trebuia să fie eliminat, cu echipierul acelui jucător de la Paul Iași care a fost faultat, o lună nu mai poate să și meargă. Și a primit doar un galben. Și a primit doar un galben. Da, și a vorbit și urât cu el. Liderul, și zis, mare grijă data viitoare. Liderul, da, de la Horia Mladinovic și zicere. E, și acel jucător al lui Paul Iași a spus că el simte că acel adversar, pardon, nu a fost eliminat. Și ar fi trebuit să fie pentru eliminat, că ceea ce e înseamnă o conspirație în favoarea lui Dinamo, exact. Pentru că Paul Iași este una dintre echipele vizate pentru retrogradare în locul lui Dinamo. Dar nu e nicio conspirație în sensul ăsta, chiar se întâmplă la treaba asta, nu e nicio conspirație. Chiar se întâmplă, se încearcă menține la Dinamo. În prima ligă, i-a zis că nu e conspirație, este un fel al fotbalului de a face dreptate. Eu vreau să înșir aceste elemente, da. Totuși. Această, deci ăla pe stradă, dacă se întâmplă așa ceva, ești arestat preventiv, adică nu există, n-ai cum și cu ce favorizată nu ai cum să nu dai eliminare la acea intrare asupra jucătorului de la Paul Iași. Și remarc că se întâmplă niște lucruri strigătoare la cer. Apoi acea lovitură de la 11 metri, nici până acum și nici de acum încolo nu vom vedea un asemenea penalti atât de ciudat precum cel făcut în meciul între Voluntari și Dinamo, și Dinamo cu acel penalti câștigă. Nu vom vedea, probabil, în tot acest sezon farul atât de slabă cum am văzut în meciul cu Dinamo. Nu o vom vedea atât de slabă. Sunt convins de lucrul acesta. Eu sunt convins că tocmai... Și, sigur că mai sunt și echipe care nu sunt deodată lovite și joacă. Și Dinamo, sigur că nu este o echipă care să nu conteze deloc. Păi nu, e o continuitate. Și de aceea, într-adevăr, apreciez această victorie. Dar e o continuitate, în sensul că Dinamo până la meciul ăla cu Faru a tot pierdut în ultimul minut și te-ai așteptat la un moment dat să nu mai pierdă în ultimul minut. Adică, dacă vrei să vezi o conspirație, uite, despre meciul o conspirație a ghinionului în care s-a aflat și din care a ieșit Dinamo. Despre meciul ăsta cu Oțelul nu am nimic de spus.
Dar când o văd pe farul care se duce și o bate pe Craiova meticulos la ea acasă tot anul ăsta, care se duce la București și nu pierde cu FCSB, și unii spun chiar că trebuia să câștige pe terenul lui FCSB, da, că a fost nedreptățită și așa mai departe. Farul, dacă remarci, întotdeauna are o serie și l-am dat, se blochează. Adică n-are o serie atât de îndelungată. Totuși, la un moment dat, trebuie să... Deci n-are o continuitate. Sunt jucători tineri acolo, angrenați. Sunt mai multe feluri de a pierde o parte. Plus că Hagi, din ce am remarcat eu, nu mai pare extrem de dedicat câștigării titlului. Adică și data trecută când a câștigat titlul, în sezonul următor a fost un dezastru pentru Farul. Adică pare că omul și-a rezolvat această situație, după care, sigur că mai urmează câteva sezoane dezastroase. Îți spuneam de Dorinel Munteanu, care la meciul ăsta iarăși a fost în prim plan, echipa lui a pierdut, dar a fost eliminat și văd că acum se vorbește despre executarea lui chiar pentru 9 etape, ceea ce executare se pare deja executare, adică e suspendat pentru 9 partide, ceea ce mi se pare deja prea mult. Adică e prea mult pentru Dorinel Munteanu, pentru ce a putut să facă pe terenul acela. Acum vreau să întreb, apropo și de Hagi și apropo de toți jucătorii ăștia care ne-au pricinuit o grămadă de momente de bucurie, bravo, extraordinar. Doi, cât poți să trăiască din, știi cum, trăiesc din grăsimea asta, cât poate să mai trăiască din succesul pe care l-a obținut pe teren? Aș vrea să-ți aduc că Dorinel Munteanu a mai adăugat niște straturi pe lângă ăla de la Mondialul din 94 și multe alte turnee finale la care a fost. Aș vrea să aduc aminte că, după părerea mea, el a cucerit cel mai tare titlu din istoria modernă a fotbalului nostru, cel cu Oțelul din 2011. Această promovare cu Oțelul și mai ales acest sezon pe care îl face cu Oțelul. Mi se pare că nu trăiește doar din amintirea acelor. Alții sunt care trăiesc. Nu, comportamental vorbind, Dorinel Munteanu îmi dă senzația cumva, sau în general generația asta de aur lasă această impresie că ne face un favor că există aici. Deci de fiecare când se așează un fost mare jucător al generației de aur pe un scaun, la televiziune, pe un fotoliu de ăsta, pe banca de rezerve, tot timpul se așează ca și cum... În primul rând vreau să mulțumesc că fac lucrul acesta pentru noi. Nu neg că există această impresie din partea unora, dar Dorinel Munteanu este ultimul din acea echipă care să poată fi acuzat de așa ceva. Eu mi-aduc aminte de momente în care Național avea ordin de la selecționerul ei de atunci, Victor Pițurcă, să nu se discute cu noi, cei de la ProTV, de exemplu, că pe atunci mă duceam ca reprezentant al ProTV să discut cu oamenii. Și exista această comandă din partea lui Victor Pițurcă. Și Dorinel Munteanu era singurul care ignora această comandă. Îi plăcea celebritatea. El se bucura de ce nu rata ocazia de a da un interviu. Omul avea deja vreo 60-70 de meciuri în echipa națională. Asta îl puneam postura de a da niște declarații. Era un tip de bun simț și eu cred că în continuare el este un tip de bun simț. Are în acest moment această presiune teribilă legată de faptul că a încercat cu Oțelul să-și depășească o anumită condiție determinată de potențialul financiar, pentru că acolo nu sunt cine știe ce bani. Da. Și cred că și supus presiunii din tribune, pentru că sunt mulți oameni care îi rostesc cuvinte inferioare, ca să zic așa. Ce joacă el acolo e un fotbal inferior, nu are cuvinte inferioare. El e un fotbal inferior, este o bâcseală de fotbal, este un fel de a anula fotbalul. Deci ce fac ei acolo la Galați? Mie mi se adică pare tu mai vrei să o întrunire de oameni aflați împotriva fotbalului. Tu mai vrei să ne spui că Dorinel Munteanu este Diego Simeone al fotbalului nostru? Domnul Mironică, nu vreau, domnule, să... vreau să lăudăm. Dar nici nu aș vrea să lăudăm fotbalul ăla, că mi se pare că ce se întâmplă acolo e o încropeală, e ceva, sau adunat niște oameni care sunt cumva împotriva ideii de fotbal. Îi urăsc fotbalul și vor să facă la așa fel încât să... Deci ce se întâmplă acolo e o rușine. Deci ăla ce joacă e acolo la Galați și nu e fotbal. Și ce se întâmplă la Atletico Madrid, ce este? Atletico Madrid se mai schimbă o pasă, mai schimbă o vorbă bună, numai portarul nu se schimbă acolo. Portarul nu se schimbă. O pasă, o vorbă se schimbă, dar portarul nu se schimbă. E o problemă cu portarul care nu se schimbă. Și ne așteptăm ca Oblak niște ani buni. Chiar un deceniu mă aștept să nu mai fie schimbat în continuare acolo. Și apoi, în acest context, vine întrebarea firească. Horațiu Moldovan, Euro, care ne bate la ușă, trecem canalul mânecii, ne ducem și vedem că la Londra Drăgușin leagă deja meciurile în care nu intră niciun minut pe teren pentru Tottenham. Ne întoarcem în Spania și vedem în Țara Baștilor că Yanis Hagi leagă meciurile în care nu este introdus niciun minut. Și asta este floarea cea vestită cu care se mă anunțați că vom merge totuși și la Euro. Acum vreau să admit faptul că sunt și jucători care joacă și mai bine asta. Uite, de exemplu, Moluțan acum e într-o situație fericită în Turcia, pentru că el a intrat pe teren, deci capacitatea
jurnaliștilor români de a scoate ceva din ce fac oamenii ăștia, mie mi se pare redutabilă. A intrat pe teren și la un moment dat a aruncat o sticlă din tribune de la să nimerească un jucător de la Galatasaray și el a blocat nu o acțiune periculoasă a Galatasaray-ului, ci o sticlă periculoasă care se îndrepta către un jucător de la Galatasaray și acum este renumit în toată presa, toată lumea. Domnule, morunțar, aș vrea să-ți aduc aminte că la Euro 2008 noi am reușit să câștigăm premiul de jucătorul cu cea mai mare suprafață acoperită, cu cea mai mare distanță alergată, e vorba de Bănel Nicolița. Avem tot felul de premii și, în acestea. Și Cornel din ok, mergem la competiții de fotbal, dar noi avem premii în astea. Parăm, parada săptămânii. Da. Da, și a explicat Cornel din domnule, o fi muncitor Nicolița, dar nici terenul de fotbal nu-i șantier. Bine, ce facem că tu parcă nu vrei să abordăm totuși această problemă nu, care vreau este să abordăm, esențială, și anume jucătorii importanți. Dacă stă pe margine la Atletico Madrid, Horatiu Moldovan, bănuiesc că poate să stea pe margine și la Naționala României la turneul final. Adică dacă Simeone zice, bă, eu l-am post aici lângă mine, dacă se accidentează, doamne iartă-mă, Oblak, odată la 10 ani, am numai nevoie de ăsta. Senzația este că Moldovan va rămâne chiar titular. Și că nu pleacă. Mi se pare normal ca el să stea o jumătate de an pe margine lângă Diego Simeone. Sigur, este mare lucru să stai lângă Simeone pe bancă, dar după o jumătate de an în care stai pe bancă lângă Simeone să mergi la Euro și ai să fii titular. Ai o atmosferă profesionistă, nu știu dacă va fi titular. Drăgușin pe bancă, mereu și ia locul acolo în spatele lui Postecoglou, că știe că acolo bat camerele cel mai bine. Ianis Hagi, care nu știm dacă mai vine la meciuri la Deportivo Alaves, s-ar putea să vadă meciurile dintr-un bar din apropiere sau ceva. E acolo pe bancă, l-am văzut, l-am urmărit, deci, cum? Eu zic că nu e normal. Adică nu e normal. Adică chiar așa ne putem dezbrăca de principii. Dar sunt subiecte separate, în sensul că ne întrebăm de ce nu joacă Ianis Hagi la Alaves și e un alt argument. Alaves joacă într-un campionat precum Spania. Cel pentru care nu joacă Drăgușin la Tottenham Hotspur. Deci la Drăgușin argumentul este că bă, sunt foarte bune ei las doi, Romero și Van der Dar la nu știu cât de bun sunt, că tocmai a bătut Wolverhampton pe teren propriu. Știu, dar sunt buni, i-ai văzut, sunt buni. E ceva, sigur, se mai și greșește. Dar la Alaves, de exemplu, am remarcat faptul că jucătorii care îl înlocuiesc pe Ianis Hagi sunt foarte mediocri. Dacă există... Îți dai seama dacă acei jucători care sunt preferați lui Hagi sunt așa cum sunt, îți dai seama cum e Hagi. Deci, eu eram un admirator al lui Ianis Hagi, dar îmi pun probleme în legătură cu el în sensul în care zic așa. Dom'le, dar nu ți se pare că deja a crescut foarte mult lista aceasta da. a antrenorilor care au ceva cu el? Bă, deci n-au ceva cu el, cu Thomas Galvez, cu Jose Padilla sau cum i-o chema pe băieții ăștia. Mă, cu Ianis Hagi, are și antrenorul lui Hank, și antrenorul lui Rangers, și antrenorul Fiorentinei. Antrenorul Faru nu are nimic cu el. Antrenorul Faru Constanța nu are nimic cu el. Am remarcat că sunt și nici antrenorul viitorului n-a avut nimic cu el. Da. Dar ce vreau să remarc. Deci, iată că sunt și antrenorul care... La un moment dat se duce un vlogger ăsta român acolo, la Aves, acolo, să-l întrească pe Ianis Hagi și fac ei un exercițiu așa pe teren, nu știu, ceva de PR, nu știu ce, să numească o bară sau ceva de jos. Știi cum mai fac jucătorii? Dădea Beckham în partea cealaltă a terenului 20 de bări continuu. Messi are tot felul. Ronaldinho mai zic. Mă, nene, și trebuie să nimerească bara Ianis Hagi. Băiatul ăla de juca cu el acolo, făcea faza asta, a nimerit de 3-4 ori. Ăsta nu nimerea niciodată. N-a nimerit niciodată. Și mă gândesc, zic, bă, totuși, poate nu înseamnă nimic, dar poate înseamnă, poate pur și simplu... Poate el și-a propus numai să marcheze, de să nimerească doar plasa. Niciodată... Da, dar stă pe bară. De pe bară stă. Deci da, ca bară are pe și... Pe bară stă, dar nu mai și nimerește. Bun. Deci ca să ne întoarcem. Drăgușim. Deci ce ne facem cu acești n-are băieți? Cum să nu fie eu zic că n-ar trebui să ne mai bazăm pe acești băieți la Euro. Păi și pe cine să ne bazăm? Pe băieții care joacă. Păi cine joacă? Ok, poate să avem un Drăgușim pe acolo și el, sigur, merită să fie luat, nu zic nu. Dar trebuie să ne bazăm pe niște jucători care au ritm, care joacă păi săptămână de săptămână. Joc, e foarte greu ce face Drăgușin, că este aventurat în meci de 10 minute la final. Acolo e cel mai greu, pentru că tu trebuie să intri într-un ritm pe care nu-l ai. Și uite că a făcut față și bănuiesc că dacă a făcut față la așa ceva și mai îți dau un argument pentru care ar trebui să se joace cu jucătorii ăștia, sunt odihniți. Adică vezi că sunt foarte multe argumente care sunt livrate în momentul când jucătorii mari nu joacă, nu performează la turnele finale. Domnule, erau obosiți după un sezon greu. Bă, înseamnă dacă e o problemă, te gândești, dacă e o problemă că a avut multe meciuri și obosit, bă, când ai puține meciuri înseamnă că e un argument în favoarea ta. Dom'le, omul acum a început să spună... Tu spui că jucătorii de la Alaves sunt mediocri. Îți dai seama, deci, cum este o rezervă care, meci de meci, nu intră nici măcar un minut. Da. Și aș vrea să te întreb dacă tu crezi în acest moment că această cotă pe care o are Ianis Hagi este superioară sau inferioară dacă mai ajunge la cota pe care o are noul grătar al lui Lionel Messi.
Pentru că am înțeles că Lionel Messi a investit, ca așa se spune, a investit, nu a cheltuit, a investit 650.000 de dolari într-un grătar pe care l-a comandat din Argentina. Adică bagi bani într-o mașină, e clar că acolo sunt bani pierduți, scade suma imediat. La grătarul respectiv, mie mi se pare că sunt niște bani care produc la rândul lor mai departe. Mare grătar Agiu. Dar vezi că el era mic, vezi, cu mici ăștia, un mic grătar acolo. Eu când aud de 650.000 de dolari și un grătar, da? Că așa am citit, că ar fi dat Messi pe el, îmi imaginez că a dat 100 de parai în realitate, dar nu arată, am văzut niște fotografii că nu arată nici măcar de 100 de dolari. Dar să zicem că n-a încrustat cu numele, da, așa cum se face, cu numele copiilor, cu numele, să ai numele copiilor pe grătar, asta este ceva chiar... E ceva nou, e ceva dar, interesant. Dar cred că a dat 100 de parai pe acel grătar și apoi alt 650.000 i-a pus pe grătar. Și așa dat, dar ce, adică, domnule, și le-a Escobar, dat foc și... Escobar dă foc la bani să fie cald, Mihai, e cu America de Sud totuși, da. Dar totuși ți se pare mai un gest mai normal pe care l-a făcut Becali când a dat 650.000 pe Rada Slavescu? Vezi că a dat 800.000 pe Rada Slavescu, da. Da. Și se pare că mai bine și la un grătar de bani. Pe care să fie grătar de bani niște cruciulițe, niște... Și nu comenta nimeni. Da. Și nu comenta nimeni. Dar... da. 650.000 de dolari din partea lui Messi. Dar acum a crescut valoarea, pentru că acolo face mici mi-a Messi. Plăcut, mai scump. Mi-a plăcut foarte mult și concluzia la care a ajuns cel care i-a vândut grătarul. Cred că e o confuzie. Un constructor de grătare artizanale, așa este prezentat, din Buenos Aires. Cum că el a comunicat cu soții Messi, cu Lionel și cu soția lui, și li s-a părut că sunt niște oameni umili, că Lionel Messi în particular este o persoană umilă și că în general sunt niște oameni normali. Păi deci ai 650.000 de dolari încasați pe un grătar, da, și ajung la concluzia, mă, cumpărătorul meu este o persoană umilă și sunt niște oameni normali. Tu zici că n-ar fi, că dacă dai 600.000 de dolari, eu te contrazic că spun, Mihai, în mod normal, omul și-ar fi luat un grătar de 2 milioane de euro și te-a gândit, bă, vreau să fiu mai modest, ceva mai modest, 600.000, dacă puteți să găsiți așa ceva. Deci, un dovadă de modestie, la câți bani are Messi, puteți da 2-3 milioane de euro pe mai grătar. E și o componentă a acestei știri. Da. Încep să-mi fac foarte mari griji în legătură cu economia americană, pentru că, până la urmă, economia americană este punctul central al economiei globale, cu toții suntem afectați. Am văzut ce s-a întâmplat când băncii din America au dat faliment și așa mai departe. Cu toții am simțit. Și a băgat bani în economie. Și dacă 650.000 de parai au ajuns să de dolari americani, au ajuns să valoreze cât un grătar, atunci știm că inflație. În Turcia, în Africa și în multe alte țări am văzut o inflație în aceasta aiuritoare, știi? Dar știi că în Spania... Și dacă 650.000 de dolari au ajuns să valoreze cât un grătar, îmi fac deja griji pentru economia mondială, pentru economia americană. Poți să zici, da foc la bani. Pe de altă parte, trebuie să remarcăm, în Spania Messi a fost acuzat de evaziune fiscală, ar fi trebuit să dă banii pe care să aibă un grătar, da, invers, un pic în față și uite că la ei acolo, apropo, ca să închidem oarecum simetric, la ei acolo i-au mai redus o lună lui Messi ca să nu-l bage la pușcărie, la noi, ca să vezi cum ne respectăm noi generația de aur, i-au mai pus o lună lui Gică Popescu tocmai ca să-l bage la pușcărie. Uneori astfel de operațiuni se numesc spălare de bani, intră la această categorie. Da. E adevărat că grătarul trebuie spălat un pic înainte de... Și când speli 650.000 de parai așa, parcă te poți gândi și la o astfel de chestiune. Radu, îți mulțumesc foarte mult că ne-am încontrat în această ediție. Deci nu uita, fără Ianis Hagi, fără Horațiu Moldovan la Euro, măcar în primul 11, ok să-i aducem pe acolo. Dar măcar la grătar poți să stai. Da, la grătarul, la grătarul de după succesele cu Belgia. Drăgușin titular, nu accept. Nu dau închid televizorul. Vă mulțumim că v-ați uitat la Badabanu și vă așteptăm la o nouă ediție joi seară. Numai bine! Acest program v-a fost oferit de Superbet.